Robert Sighiartău, deputat liberal și un fel de dizident politic în cadrul Partidului Național Liberal, consideră că PNL ar trebui să părăsească imediat coaliția. El susține că Marcel Ciolacu și PSD încearcă să aducă PNL la un punct de rupere în care PNL nu va mai deține pârghie și va fi obligat să accepte condiții comune pentru toate cele patru alegeri planificate pentru anul 2024. Acesta a declarat, și citez: "Pentru mine e limpede ca bună ziua. Marcel Ciolacu vrea să devină următorul președinte al României și are nevoie de un PNL slab care să-l valideze în turul 2 când îl va înfrunta pe George Simion și AUR. El a adus deja PNL la un nou minim în fața AUR-ului. Așadar, sunt împotriva oricărei alianțe viitoare cu PSD și împotriva oricăror candidaturi comune. Am pierdut deja prea mult. Ciolacu nu este potrivit pentru președinte. A mințit și în trecut și va continua să minte și în viitor. A promis că nu va ridica nicio taxă și totuși reformele sale fiscal-administrative conțin taxe noi." Zilele trecute, guvernul României a ajuns în sfârșit la o decizie cu privire la reforma fiscal-administrativă planificată pe care a dezbătut-o în ultimele luni. Aceasta urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Vorbim de taxă de 1% pentru întreprinderile mici care realizează venituri sub 60.000 de euro, taxă de 3% pentru întreprinderile mici care realizează venituri de peste 60.000 de euro și activează în anumite domenii precum dezvoltarea de jocuri video, dezvoltarea de software, hoteluri, restaurante și așa mai departe. Angajații din sectorul IT care câștigă un salariu lunar de 2.000 de euro își vor plăti de acum contribuțiile sociale până la sfârșitul anului 2028, când contribuția va fi ridicată din nou. Angajații care lucrează în construcții, agricultură și industria alimentară își vor plăti de acum contribuțiile sociale permanent. Acest lucru va duce la o creștere de 100% a prețurilor pentru fiecare produs alimentar și de acasă. Dar nu doar atât, mai avem și TVA 9% pentru cei care construiesc case sociale, pentru afacerile producătoare de alimente ecologice, tradiționale sau bio, pentru cei care produc și instalează panouri solare și alte sisteme de încălzire curată și eficientă. 9% TVA pentru apartamentele sub 120 de metri pătrați utilizabil, plasate pe un teren sub 150.000 de euro. TVA de 19% pentru săli de sport, parcuri de distracție, evenimente sportive și TVA de 21% pentru berile fără alcool și alimentele cu adaos de zahăr. Există o nouă taxă specială pentru mașinile de lux și pentru cei care dețin clădiri de peste 2,5 milioane de lei. O nouă taxă de 1% se mai adaugă pe veniturile băncilor și altor companii mari, plus multe alte modificări fiscale. Electoratul PNL este alcătuit în mare parte din români înstăriți, proprietari de afaceri, deoarece probabil că aceștia vor cere taxe mai mici. Faptul că PNL a fost de acord să taxeze bogații ar trebui să-i convingă pe mulți dintre ei să aleagă un alt partid pentru care să voteze. Sunt șanse mari ca AUR să poată rupe din acești votanți fugari ai PNL-ului, restul fiind destinat unor partide precum USR sau poate Forța Dreptei, dacă nu a murit deja. Dar creșterile nu se opresc aici, spune ministrul finanțelor, liberalul Marcel Boloș, căci acesta crede că vor veni noi taxe cât de curând. Ce părere aveți despre toate aceste schimbări? Cum vor afecta ele societatea românească? Abonează-te la Glasul Valah pentru a rămâne la curent cu știrile și informațiile din spațiul românesc, dar și pentru analize politice. Doamne ajută, trăiască nația!